Regimul liberalizat de vize reprezintă un factor pozitiv în apropierea celor două maluri ale Nistrului. În cei 4 ani de la abolirea vizelor pentru călătoriile în Europa, pașaportul biometric moldovenesc a devenit din ce în ce mai atractiv pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Numărul celor care solicită cetățenia Republicii Moldova e în continuă creștere. Traversăm Nistrul. Mergem la Râbnița, un oraș amplasat pe celălalt mal, unde ne așteaptă Oxana Pogrebnaia, profesoară de limbi străine. În afară de pretinsul pașaport transnistrean, Oxana Pogrebnaia deține și pașaportul rus, în baza cărora a vizitat doar Ucraina și Rusia. După abolirea vizelor, Oxana a decis să-și facă pașaport biometric emis de autoritățile constituționale de la Chișinău. Până atunci, deplasarea în spațiul european era doar un vis pentru ea. Первый раз было страшно. Ну, пока еще не знали, как это. Было очень страшно. Потому что вот граница, особенно первая, там так шерстят, там делают то, то, то. Pașaportul biometric și vizita în Europa i-au spulberat acest stereotip creat de propaganda din regiunea separatistă. Ребята, езжайте, никто никого не трогает. Все очень дружелюбные. Это, конечно, было в новинку, это для нас было... большим таким большим очень большим событием в жизни. Это значительно, конечно, облегчило людям, ну, по крайней мере, нашей семье точно, выезд за границу. Будапешт, Прага, Дрезден. La Râbnița se află și singurul centru de dezvoltare a luptelor marțiale din regiunea transnistreană. Până la abolirea vizelor pentru sportivii acestui centru, participarea la unele competiții europene era anevoioasă. Для того, чтобы выехать раньше, нужно было брать приглашение, идти в консульство, неделями стоять в очереди, доказывать, что ты выезжаешь на соревнования. Определенную сумму надо иметь на спортсмена, если ты транзитом проезжаешь через другие страны. Ну просто одно мучение. Каторга была. Ад! Pașaportul biometric al Republicii Moldova le-a deschis larg porțile sportivilor din regiunea transnistreană, iar deplasarea în Europa nu mai e o problemă. Сейчас супер, просто отлично, замечательно. В Румынию поехали, в Чехию поехали, в Польшу поехали, в Германию поехали. Pașaportul biometric înseamnă tot mai multe oportunități pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Европа стала ближе для многих, и сегодня поехать уже не так сложно, поэтому, конечно, многие наши жители столкнулись с потребностью знания языков. Din momentul abolirii regimului de vize, numărul locuitorilor din regiunea separatistă a Republicii Moldova care solicită pașaportul moldovean continuă să crească. După estimările noastre, reprezintă circa 400.000, din ei 315.000 deja au acte în ordine moldovenești. Și acest interes și dorință de a obține și a-și confirma, reconfirma cetățenia persistă. Abolirea vizelor pentru Republica Moldova a fost un pas bun pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, dar eforturile trebuie continuate. Republica Moldova a fost prima țară a parteneriatului estic care a obținut regimul fără vize cu Uniunea Europeană.